După înfrângerea echipei locale Dunăra Giurgiu de către ocupantul locul 2 din Seria Nord, formația Vântul Florești, singura echipă din Seria Sud care a rămas în lupta pentru câștigarea campionatului este Arsenal Malu. Echipa antrenată de Andrei Nemțescu a făcut spectacol în semifinala cu formația câștigătoare a Seriei Nord, ASE Singureni, și după un joc sigur, dar nu lipsit de surprize, a învins cu 2-0, calificându-se în finala campionatului. Prezența seară la dezbaterea televizată din cadrul emisiunii Giurgiu, înainte de toate, jucătorii și cei din staful formației Arsenal Malu s-au arătat prudenți cu privire la finala de sâmbătă, dar în același timp sunt încrezători în forțele lor și vor să meargă la barajul pentru promovarea Liga 3-a. Lotul e valid, toți jucătorii sunt apți de joc, în afara unuia, Marin Ștefăniță e în refacere după o operație de ligamente la genunchi. Îi doresc însănătoșire grabnică pe această cale. A fost cu noi la semifinală, ne-a susținut. Îl așteptăm să revină în iarbă. Toți băieții sunt apți de joc. Urmează Andrei să ne spună atunci aproape, nu spune nimănui primul 11, ne spune atunci aproape ca să știm ce trecem pe foaia de joc și sper să găsească 11-le ideal care să ne facă campioni, să ne păstreze titlul la mână. Dacă Arsenal va câștiga finala de sâmbătă, mălurenii vor întâlni la barajul pentru accederea în Liga 3-a o echipă titrată Progresul București, campioana capitalei. Dacă vom fi învingători sâmbătă, urmează într-adevăr după o săptămână întâlnirea cu Progresul. Spuneam mai devreme, ne înclinăm în fața numelui și nu numai ei. Cu părere de rău spun, sunt multe echipe în situația de a juca în Liga 4-a, multe echipe cu nume și cu istorie, cum e Timișoara, FC Argeș, Craiova și așa mai departe, așa sunt și ei. Știu că sunt câțiva jucători acolo care au fost și când era FC Naționalul. Am auzit că joacă Caramarin și încă câțiva care sunt trecuți de o anumită vârstă, dar încă și își ajută clubul care i-a format și care i-a aruncat în fotbalul mare. Finala campionatului județean fotbalistic se va desfășura pe teren neutru la Bolintindeal, sâmbătă, de la orele 17:00.